Enache Tușa și Dorin Popescu în continuare alături de noi. Continuăm discuția asupra situației din Orientul Mijlociu, însă nu este liniște nici în granițele Israelului, acolo unde noi atacuri sângeroase au avut loc. Vedem un material video pe care îl comentăm împreună cu invitații noștri. A fost alertă în Israel. Două persoane au murit, iar alte două se află în stare gravă, după ce au căzut victime unui atac violent chiar în centrul orașului israelian Holon. Este vorba despre o femeie în vârstă de 66 de ani și trei bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 70 de ani, care au fost înjunghiați în plină stradă. Atacul a fost catalogat de autorități drept complex și dificil, întrucât nu s-a desfășurat într-un singur loc, ci a fost organizat în mai multe zone din orașul Holon. Potrivit acestora, victimele se aflau în trei locuri diferite la aproximativ 500 de metri distanță, ceea ce ar indica faptul că atacul ar fi fost premeditat, iar agresorii au acționat după un plan bine pus la punct. Femeia a murit pe loc după ce a fost înjunghiată, în ciuda eforturilor medicilor de a o readuce la viață. Bărbatul în vârstă de 70 de ani s-a aflat în stare critică și nu a mai rezistat rănilor grave, iar la scurt timp a decedat. Cel de 68 de ani este în continuare grav rănit, iar tânărul în vârstă de 26 de ani este stabil. Oamenii legii au început cercetările pentru a-l identifica pe vinovat și au găsit în scurt timp un suspect în vârstă de 34 de ani, care provine din orașul Salfit din Cisjordania. Anchetatorii spun că bărbatul nu avea permis de intrare în Israel. Ulterior, el a fost împușcat de forțele de ordine în timp ce încercau să-l imobilizeze. Incidentul este considerat de autoritățile israeliene un atac terorist, după ce Iranul a amenințat în repetate rânduri că va răzbuna moartea lui Ismail Haniyeh. Liderul Hamas, asasinat de forțele israeliene într-o reședință din Teheran în urmă cu câteva zile. Da, Dorin Popescu, foarte interesant și cred că a scăpat multora din analiză faptul că tânărul provenea din Cisjordania. Vedem o radicalizare și a populației din Cisjordania, acolo unde ne așteptam la o altă dinamică înainte de 7 octombrie în comparație cu fâșia Gaza. Da, așa e. Și Cisjordania se adaugă punctelor de posibile turbulențe și sunt convins că în perioada următoare și Cisjordania va juca un rol relativ relevant în ecuația de tensionare a situației din Orientul Mijlociu. Sunt temeri din ce în ce mai mari cu privire la faptul că escaladările ar putea să fie minore, în egală măsură însă ar putea să fie multiple. Escaladările s-ar putea produce nu doar sub forma unor lovituri aeriene, dar cu rachete și drone, dar și sub forma unor provocări la graniță, dar și sub forma unor atentate sinucigașe, dar și sub forma unor raiduri terestre, etc., mai ales la granița dintre Israel și Liban și sudul Libanului. Deci s-ar putea ca așa numita ripostă, să zicem, să nu fie punctuală, să nu se consume mâine, să nu se consume în două zile, să nu se consume rapid, să existe o adevărată țesătură stratificată, coordonată sau nu de un singur centru de putere, Teheran, nu neapărat. Vor fi și acțiuni care vor scăpa procesului de coordonare al Teheranului și care pot genera animozități și efecte în cascadă încă și mai mari decât cele pe care le-ar putea produce Teheranul direct. Există o dorință de revanșă în creșterea liderilor locali, a liderilor militari locali, ai milițiilor pro-iraniene. Există o sete de răzbunare în rândul grupărilor locale pe care le controlează deocamdată comandanții acestor structuri, care ascultă din ce în ce mai puțin de centrul coordonator, Teheranul. Deci iată că avem multiple puncte de turbulență ce pot genera ele însele o rețea de escaladări minore. Sperăm ca rezultatul total să nu permită transformarea acestor escaladări într-o escaladare majoră sau mai mult una de nivel regional. Da, Enache Tușa, punctul tău de vedere. Iată, vedem o radicalizare mult mai perpetuă a tinerilor din Cisjordania.
Spuneam mai devreme, în prima parte, că aici liderii acestor grupări și liderii statelor trebuie să-și mulțumească susținătorii. Și trebuie să operăm cu cel puțin o distinție, da? Perioada de dinaintea conflictului, da? Și perioada din timpul conflictului sau situația de acum. Dacă înainte de conflict, toți cei care intenționau să maximizeze, să insiste, să acutizeze anumite elemente care țineau de declarații publice, care țin de fapt de ce? De suspiciune ale lor și de sensibilități, erau cumva limitați de faptul că fiind în pace trebuie să negociem. Acum, în perioada în care practic conflictul e deschis, se poate orice. Și cred că tinerii, la rândul lor, cumva conduși de, și de propagandă și de declarațiile publice, că aici e marea problemă în Orient, pentru că toate acele grupări, toate acele societăți, au liderii care practic încearcă să le mulțumească și antagonizarea vine nu doar din partea liderilor, ci vine și din partea societăților și a grupurilor susținătoare ale acestor, să spunem așa, organizații despre care vorbim noi. Și mai mult decât atât, fiecare societate are grupul de tineri care practic dorește ce? Păi dorește propria afirmare în acea societate și situația, standardele pe care practic un grup vorbim de tineri... Da, vorbim și de o frustrare socială. Și de frustrare socială, evident. Ștefan Popescu, analist de politică externă și fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, în platou alături de noi. Bună, bună seara, Ștefan. Și scuze pentru întârziere. Nicio problemă, inclusiv sâmbătă. Traficul în București nu este cel pe care ne-l dorim. Ștefan Popescu, dorim să facem o analiză asupra ceea ce ar putea urma în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării tensiunilor între Iran, Israel, Hezbollah, venite evident după uciderea liderului Hamas Hanieh la Teheran. Washington a anunțat că mâine ar putea să aibă loc un atac împotriva statului Israel, puțin de crezut în momentul de față, însă ce crezi că ar putea să urmeze în Orientul Mijlociu pe termen scurt? Cred că se evaluează. Iranul, cât și Hezbollahul evaluează, studiază răspunsul. Deci va fi un răspuns studiat, dacă îmi permiteți. Sigur că există tot timpul un plan rațional. Un plan rațional ne spune clar pe acest plan că Iranul, cât și Hezbollahul nu au capacitatea și prin urmare nu au intenția de a trece de o anumită linie roșie, de a provoca daune, încerca să provoace daune Israelului, pentru că disproporția este foarte mare între Israel și aceste două mișcări. Nu mai vorbim de faptul că principala componentă militară a Iranului, care este forța terestră, nu poate fi folosită, aviația este slabă și atunci au nevoie poate o demonstrație de forță. Sigur că, tot pe plan rațional, demonstrația de forță, ne putem întreba dacă este suficientă, pentru că umilința a fost mult prea mare. Practic, întregul narativ al Iranului de mare putere regională s-a prăbușit în acest moment. Sigur. Și pentru o mare putere, spunea bine Argetoianu, pentru o mare putere în momentul în care la nivelul percepției nu mai este percepută ca mare putere, totul este pierdut chiar dacă are capacitatea... Și credibilitatea nu mai există. Nu mai există, da, practic. Dar există, desigur, și un plan irațional. Tot timpul există o mecanică care se pune în mișcare un angrenaj necontrolabilă. Dar, desigur, având în vedere forțele care sunt în prezență, mai este ceva. S-a întâmplat și acest... Nu-mi place să intru în speculații, dar e bine să ținem seama așa ca o notă de subsol. Acest acord cu spionii ruso-americani ne arată capacitatea celor două părți de a negocia, dar și de a ajunge la un rezultat. Cred că și Moscova dă sfaturi de moderație la Teheran, astfel încât să nu piardă un aliat esențial în această axă antioccidentală. Cum ar putea pierde un aliat? Păi dacă ar exista o reacție dură a Iranului, care s-ar solda cu morți în rândul civililor, chiar cu distrugerea unor instalații militare, și o contrareacție israeliană care ar fi pe măsură. Ce ar însemna pe măsură? Distrugerea unor platforme industriale, al unor orașe. Regimul este slăbit. Atenție, noi am mai discutat chiar la tine în emisiune, alegerile prezidențiale au avut o participare slabă, care arată clar că există un... Societatea nu este în consens. Societatea nu este în consens. Deci Iranul, și ca urmare a acestor fragilități interne, nu are nevoie să...
să ducă lucrurile într-o direcție, plus că este izolat pe plan regional. Care sunt aliații? Adică chiar dacă ministrul iordanian de externe se află la Teheran în acest moment, este clar că într-o situație gravă, cum a fost și acea demonstrație de forță când Iordania a ridicat aviația militară, țările sunite nu vor lua parte a Iranului. Da, Dorin Popescu, este umilit Iranul prin asasinarea lui Inaeh în Teheran? Sigur că Iranul a transmis până acum mesaje de invincibilitate, mesaje pe care este acum nevoit să le destructureze sau să le reinventeze, pentru că lovitura a fost punctuală, lovitura a fost dată într-unul din nucleele importante, extrem de securizate, cu dispozitive de protecție de toate felurile. Este foarte, foarte clar că lovirea unui astfel de obiectiv care aparținea structurii de elită, da, a Iranului, reprezintă o umilință cel puțin pentru elita de care vorbim. Însă tot acest joc de imagine pe care și Iranul, bineînțeles, ca putere regională, este extrem de interesat să îl menține și să îl dezvolte, pare că se prăbușește din fapte mărunte. Așa zis, mărunte, da? Iată, o lovitură, nu știm nici acum ce anume o va fi cauzat-o. Încă și în momentul de față sunt cauționate mai multe ipoteze. Iată că avem și o ipoteză oficială cauționată de autoritățile iraniene, ipoteză care exonerează de responsabilitate structura de elită militară a Iranului, da? În sensul că lovitura nu s-a produs printr-o construcție construcție operativă ingenioasă a Israelului prin plasarea anticipată a unei bombe acolo, ci prin lovirea cu o rachetă, da, oricum dintr-un spațiu exterior imobilului. Aceasta este ipoteza vehiculată, cauționată acum public de către autoritățile din Iran, tocmai ca să exonereze de responsabilitate elita sa politică și militară, tocmai ca să încerce să repare ceva din prejudiciul de imagine. A spune, deci, că nu știu dacă Iranul este umilit printr-o astfel de lovitură, dar o mare parte din eșafodajul narrativ pus în circulație publică pentru a acredita teza unei puteri regionale s-a surpat. Este slăbit. Acest eșafodaj va fi nevoie de un efort uriaș, considerabil, al autorităților iraniene să repare nu doar breșa de securitate, dar să repare breșa colosală de imagine, breșa de imagine care, în condițiile în care s-ar menține pe timp scurt și mediu, ar putea produce de servicii de imagine și nu doar de imagine, mult mai mari Iranului, cel puțin la nivel regional. Dar, domnilor, nu este singurul atentat comis de către Israel pe teritoriul Iranului. Vorbim inclusiv de savanți de renume iranieni care erau suspectați că ar fi lucrat pentru obținerea... Dar nu erau lideri politici, nu erau lideri al unor grupuri. Pentru obținerea armei nucleare. Oarecum, reacția pe care Iranul a avut-o după ce forțele militare israeliene au lovit acea anexă a consulatului din Damasc, forțează Iranul să aibă încă o reacție în momentul de față? Aceea a fost mult mai puțin gravă decât ce s-a întâmplat acum. Și atenție, și la câteva ore după ce s-a întâlnit cu Ayatollahul. Sigur. Și în timpul jurământului noului președinte. Sigur. Adică o situație critică, care a fost o lovitură de imagine. A creat un precedent pur și simplu. A creat un precedent. Eu cred că precedentul a creat încă dinainte, dar Israelul a reușit o operațiune de imagine teribilă, favorabilă pentru serviciile militare secrete, că ele au executat lovitura asta. Cum? Păi, în primul rând, se mănânc teroarea în elita iraniană, care practic era asigurată de Ayatollah și de toată elita de acolo, că de fapt ei sunt invincibili și sunt în siguranță. Pe de altă parte, tot discursul acesta public și politic al elitei iraniene, care practic era diseminat către grupurile susținute de Iran, este cumva vulnerabil. De ce? Pentru că
această breșe de securitate, pentru că e o breșe de securitate foarte clară dacă au reușit să facă asta, demonstrează aliaților Iranului că de fapt și ei sunt în pericol și oricând este posibilă atacarea lor, iar Iran nu poate să intervină. Apropo, spuneați mai devreme de faptul că au limite militare și chiar ministrul, adică secretarul de stat al apărării, domnul Lloyd, a spus că de fapt în cazul în care Iranul și aliații atacă, noi vom face coaliția de state ca în aprilie, asemănător răspunsului din aprilie, da, și vom încerca să blocăm toate loviturile pe care Iranul și aliații lui le vor trimite către Israel. Ceea ce, clar, Iranul practic pierde pe toate planurile și este extrem de vulnerabil acum. Și mai mult decât atât, credibilitatea pe care și-o aruga nu mai are, că nu poți să demonstrezi lucrurile astea, că trebuie să și demonstrezi, apropo. Da, și foarte interesant, trebuie spus următorul lucru, mă leg de cele spuse de dumneavoastră. Israelul, dimpotrivă, și-a restabilit capacitatea de descurajare, care fusese zdruncinată pe 7 octombrie, făcută țândări aproape, pentru că toată lumea critica serviciile. Iată că acum s-a refăcut complet. Sigur că asta vine contra intereselor Statelor Unite ale Americii, pentru că noi trebuie să spunem diferența de viziune clară, și ați văzut ce a apărut acum în New York Times, date pe surse, cred că chiar de Casa Albă, discuția dintre președintele Biden și Benjamin Netanyahu, a folosit cuvinte foarte dure. L-a deranjat pe Biden, pentru că americanii erau și era și moștenirea lui. Hai să vedem discuția telefonică și ne toarcem după aceea să comentăm. Discuțiile asupra unei înțelegeri sunt în curs de desfășurare de mai multe luni, fără rezultate, iar Joe Biden a afirmat anterior că Netanyahu a tras de timp în mod intenționat din motive politice interne. De asemenea, la sfârșitul conversației, liderul american l-ar mai fi avertizat pe premierul israelian să nu considere sprijinul SUA garantat. Totodată, Biden a calificat asasinarea liderului Hamas, Ismail Haniyeh, în Iran drept prost programată, în condițiile în care a survenit chiar în momentul în care americanii sperau să fie finalul negocierilor pentru încetarea focului și un acord de eliberare a ostaticilor. În timp ce Joe Biden a susținut că operațiunea ar putea declanșa un război regional, Netanyahu a negat că Israelul ar fi partea care împiedică negocierile și a dat vina pe Hamas. Comentariile liderului de la Washington par să trădeze faptul că președintele american își pierde răbdarea cu premierul israelian și vin în contextul cooperării dintre SUA și Israel în fața unui potențial război total cu Iranul și apropiații săi, pe fondul tensiunilor foarte mari din regiune. În tot acest timp, Teheranul și grupările teroriste jură să se răzbune pentru uciderea recentă a mai multor lideri. Anterior, Biden a adunat puterile regionale pentru a ajuta la respingerea atacului fără precedent al Iranului cu rachete și drone asupra Israelului în luna aprilie. Pe de altă parte, după decizia lui Biden de a renunța la cursa prezidențială din SUA de anul acesta, Netanyahu s-a simțit mai încurajat să atace Iranul. Retragerea lui Biden pare să fi schimbat complet situația în Orientul Mijlociu. După ce Netanyahu a dat impresia în discursul său de la Washington că ia în considerare dorința președintelui american de a încheia un acord de încetare a focului cu Hamas în Gaza, administrația Biden este acum deranjată pentru că nu a fost informată de Israel cu privire la planurile de asasinat. Da, Dorin Popescu, punctul de vedere asupra nemulțumirii justificate pe care o are Washingtonul. Administrația democrată actuală de la Casa Albă are și ea probleme de imagine cu cele două focare de conflict aflate în momentul de față în desfășurare, Ucraina și Orientul Mijlociu. Pentru că adversarii săi politici se vor folosi de toate instrumentele de mesaj public pentru a evidenția faptul că lumea nu este sigură cu administrația democrată și că pe timpul administrației republicane nici vorbă să se fi putut produce cel puțin războiul din Ucraina. Iată un narativ. Evident că sunt mici episoade tactice care vin în favoarea menținerii cursului administrației democrate, de exemplu chiar acest schimb de prizonieri. Dar întâlnirea lui Netanyahu cu Trump, clivajele de opinie chiar între democrați și premierul israelian, clivaje istorice, fac ca democrații să creadă că întregul joc politico-militar al premierului israelian se desfășoară și pe baza
prezumției că odată cu ianuarie 2025 acest joc politico-militar al Israelului va avea un aliat mai puternic și cu o viziune mai apropiată la Washington decât cea pe care o au în momentul de față democrații. Deci, președintele Biden are toate motivele să regrete această diferență de viziune, de care vorbea și domnul Ștefan Popescu, regrete faptul că ultimele oportunități, cred că sunt ultimele, ar fi fost ultimele oportunități de identificare a unei soluții politico-diplomatice pentru actuala fază a conflictului din Orientul Mijlociu, stricto sensu pentru fâșia Gaza, ultimele oportunități ca aceste soluții să se fi găsit pe finalul de mandat al lui Biden s-au consumat. Nu vor mai exista oportunități de identificare și de punere în practică a unei soluții politico-diplomatice pentru fâșia Gaza până la alegerile din noiembrie 2024. De aici mă gândesc că și vehemența cu care Biden vede în Netanyahu un obstacol în menținerea și în accentuarea imaginii pozitive a rolului pacifist al Americii, în speță în momentul de față al administrației democrate americane în Orientul Mijlociu. În ceea ce privește războiul din Ucraina și acolo, jocurile sunt făcute, da? În sensul că prejudiciul de imagine în ceea ce privește capacitatea Statelor Unite de a preveni sau măcar de a detensiona escaladările în cascadă de acolo din Ucraina, toate aceste lucruri pot conta semnificativ în ecuația gândirii electorale individuale și colective care se va exprima prin vot în America pe 5 noiembrie 2020. Ștefan Popescu, neînțelegerile dintre democrați de la Barack Obama, dacă îi citim memoriile, da. Se vede lucrul ăsta și Benjamin Netanyahu sunt profunde. Să nu uităm că în 2015 Netanyahu merge în Congres și îl atacă pe Obama explicit. Da. Și atacă, cum să spun, întreaga lui gândire care se baza pe acest acord nuclear cu Iranul. Același lucru se întâmplă și acum. El, fără să-l mai critique pe, din contră, i-a mulțumit lui Biden, a venit la invitația republicanilor, să nu uităm. Deci, practic, da. Benjamin Netanyahu joacă cartea lui Donald Trump, cartea republicană, în acest moment. Administrația democrată se află într-o situație foarte delicată. Gândește-te, Kamala Harris a dat un semnal clar când s-a dus la o agapă electorală în Indianapolis, pentru că, deși era președinta Senatului și ar fi trebuit să fie prezentă, nu a vrut să fie asociată cu Netanyahu. Riscă sigur, să fie ardă aripa stângă. Deci, dincolo de electoratul musulman, care are 5-7% într-unul din statele cheie, Michigan, și care riscă să facă defecțiune, să nu mai meargă la vot efectiv, ea are o problemă cu această aripă stângă, care este puternic pro-palestiniană. Pe de altă parte, nu trebuie să ignorăm nici influența mediilor pro-israeliene din Statele Unite ale Americii, care, dacă te poziționezi prea mult, ei ai rezerve și să pierzi, cred că, alegerile. Dar este clar că această administrație de mai mult timp nu mai avea, n-avea nicio capacitate de a influența lucrurile. Anthony Blinken a fost de 6 turnee în Orientul Mijlociu. Încercă să gestioneze situația cu rezultate discutabile, minime, modeste. Acum nu vreau să intru în speculații, dar mă întreb dacă acest schimb, poate credeți că le leg și merg prea departe, dar de prizonier care s-a făcut a fost un cadou într-un fel pentru Biden, pentru că i-a permis să-și relanseze președinția pe ultimele luni. El era considerat mort, a apărut la aeroport, l-a întâmpinat pe Gershkovich, jurnalistul de la Wall Street Journal, a luat-o pe doamna Kamala Harris de partea lui. Mă întreb dacă rușii din potrivă n-au interes ca în acest moment administrația Biden să fie chiar atât de cum să spun, de lovită, de decredibilizată, pentru că nici ei n-au interes ca lucrurile în Orientul Mijlociu să scape de sub control. Adică doresc o situație tensionată în Orientul Mijlociu ca să acopere conflictul din Ucraina, îi avantajează și în marele lor proiect, pentru că tot Sudul Global spune, iată, două unități de măsură. Pentru palestinieni, zero.
euro, solidaritate pentru Israel și pentru ucrainieni, avem solidaritate... Acum e greu să comparăm războiul în Ucraina cu ce dar, în, Gaza, dar... În Foreign Policy, un istoric de la Oxford, de acum câteva numere, semna un articol spunând Putin oare a câștigat, spunând de această percepție care este exploatată. Da, care este greșit exploatată. Este greșit exploatată, dar contează că ea există. E un asta contează. De imagine. Da. Enachetușa, cum se văd alegerile din noiembrie 2024 din Statele Unite ale Americii, cum se văd constele privite din Orientul Mijlociu? Foarte complex și foarte complicat raportul. Va fi, din punctul meu de vedere, va fi un tur de scrutin apropiat ca procente. Va fi o luptă pe viață și pe moarte între republicani și democrați, pentru că încă de acum se ascult săbile, se vede practic în declarații publice și se vede de fapt în structura publică a presei celor două mari grupări politice. Pentru că fiecare are Iranul în calcul poziționarea sa strategic în Orientul Mijlociu, în contextul care Donald Trump ar câștiga alegerile la Casa Albă. Spunea legat de Kamala Harris că n-a vrut să se asocieze imaginea, n-a participat de fapt la întâlnire, ca să nu fie percepută că susține administrația Netanyahu prezentă acolo. Și e clar că Netanyahu joacă carta lui Donald Trump, sperând că el să câștige, pentru că a plecat clar. Startul campaniei a fost unul în favoarea lui Trump. Asta e Kamala clar. Harris ar fi mai favorabilă Teheranului în tot acest context electoral și geopolitic? Nu favorabil, ci va lăsa canale de negociere și va încerca... În comparație cu Donald Trump, mă refer. Da. Și apropo de ce spuneam mai devreme Ștefan Popescu legat de turneul, cred că s-a săturat de câte ori a venit în Orient Anthony Blinken, care e un foarte bun diplomat și un bun negociator, cu rețele peste tot în lume, da? Totuși, lui este aproape imposibil să încerce să îi convingă pe acei lideri din Orientul Mijlociu să lase orgoliul deoparte, pentru că, de fapt, pierd toți. Inclusiv Statele Unite pierde, ca entitate despre care vreau mai devreme dorim, capabilă să aibă soluții pentru orice zonă de pe această planetă. Să nu excludem Federația Rusă, domnule Popescu? Nu excludem, dar... Ei totuși se află într-un impas. Putin acum e paria, să fim foarte serioși. Apropo de lovitura de imagine, total de acord, cu schimbul total de acord. Să nu excludem Federația Rusă în contextul regional din Orientul Mijlociu, pentru că Institutul pentru Studierea Războiului publică un material în care spune că sunt dovezi clare că Vladimir Putin a dorit să trimită armament și muniție către rebelii Houthi în Yemen, însă calculele nu i-au ieșit, planul a fost deconspirat și a decis să nu facă un asemenea gest, dacă el oricum era vizibil pentru Occident. Care ar fi fost interesele Moscovei de a crește tensiunea în zona Sfântului Babel Mandeb și acolo unde acționează rebelii Houthi? În primul rând, aș aprecia că, într-adevăr, ipoteza este credibilă, pentru că Moscova are o construcție geopolitică stratificată, complicată, pregătită minuțios, anticipată, ar fi o naivitate și o greșeală de neiertat pentru noi să ne imaginăm că, de exemplu, în ceea ce privește războiul din Ucraina, Federația Rusă ar fi făcut evaluări strategice greșite. Cred că cel mai înțelept ar fi să presupunem că Federația Rusă a anticipat rezistența părții ucrainene, coeziunea comunității euroatlantice și că s-a pregătit îndelung pentru un scenariu toxic în care comunitatea euroatlantică încearcă să izoleze puterea sau Rusia ca putere globală. Deci, pe scurt, Federația Rusă se va fi pregătit temeinic pe toate planurile pentru ca acolo unde există surse istorice, focare istorice de conflict, să mențină o instabilitate cronică ce ar putea împiedica o formulă stabilă de pace și de dezvoltare a unei regiuni. De ce? Federația Rusă este contestatarul actualei ordini. Este interesată de haos, de dezordine, de stabilitate, de instabilitate. Și are instrumentele necesare pentru a o face. Există posibilitatea ca, strict o sens în Orientul Mijlociu, să fie existat conspirativități și complicități gândite împreună cu Teheranul, pentru ca, printr-o acțiune complementară de acest gen, sprijinirea cu armament a unor mișcări capabile să desubstanțializeze capabilitățile militare ale Israelului,
Moscova și Teheranul să coopereze operațional pe această temă. Deci, încă o dată, avem interesul Federației Ruse de a crea focare de instabilitate, de a le menține și de a le accentua pe cele manifestate până în prezent. Avem în momentul de față instrumente și resurse ale Federației Ruse de a-și putea implementa această intenție de destabilizare a unor focare de conflict și de destructurare din temelia actualului sistem de relații internaționale pe care îl contestă violent, turbulent, toxic și neoimperialist printr-o confruntare militară directă de tip tradițional în Ucraina, dar pe care îl contestă prin diferite instrumente de război ibrid pe mult mai multe puncte fierbinți de pe glob. Dar avem o dovadă clară. Îmi cer scuze, dar trebuie să fac această completare. Merge pe principiu. Voi occidentalii îi armați, îi înarmați pe ucrainieni, eu îi înarmez pe față, pentru că avem o dovadă pe nordcoreeni. Ați văzut cum nordcoreenii, după mai multe teste eșuate, balistice și inclusiv deplasarea sateliților pe orbită, au reușit cu sprijin rusesc. Deci, de ce n-ar face același lucru? Pentru că există deja cooperarea militaro-industrială cu Iranul. Via Iran pot ajunge, mai ales că Houthi au spus clar, permitem cargourilor rusești să treacă, de ce să nu faci greutăți Uniunii Europene și țărilor NATO, pentru că porturile sunt supraaglomerate, majoritatea transporturilor trec pe la capul Bunei Speranțe și au întârzieri de 3-4 săptămâni. De ce să nu torpilezi Suezul atâta cât poți, mai ales că pe fondul topirii calotei periferice, calotei glaciare, rușii au marele proiect al rutei arctice care scurtează cu 40% distanța între Rotterdam și Asia de va Est. Va fi un potențial conflict global pentru cine va controla. Lucrează pe termen lung, Răzvan. Este deja pentru dominarea resurselor și zonelor de influență. Da. Ceea ce este totuși oarecum relevant este că în sprijinul acestei ipoteze, singura variantă admisibilă ar fi fost aceea a unei colaborări operaționale Moscova-Teheran. Adică Moscova nu și-ar fi permis o astfel de inițiativă fără acordul sau, fără a fi fost negociată și convenită anterior cu Teheran. În prealabil cu Iranul. Trebuie să adăugăm un aspect apropo de Federația Rusă și aș adăuga la ce au spus aici și Ștefan și Dorin legat de resursele de care dispune Federația Rusă, pentru că e cea mai întinsă țară de planetă. Bun, dar trebuie să vedem de fapt și vulnerabilitățile. 2 milioane de specialiști au plecat din Rusia pentru că au refuzat războiul, au refuzat politica aceasta. Trebuie să vedem de fapt și o societate antagonizată, că de acolo nu transpar informații cu privire la opoziția pe care societatea încearcă tacit să o facă. Asta nu înseamnă că Putin stă foarte bine și, în general, toate informațiile de pe front și în ciuda tuturor manipulărilor de propagandă pe care administrația și aparatul propagandă rusesc le face, oamenii știu ce se întâmplă. Și, de fapt, e o întreagă ripostă și o întreagă, practic, antagonizare a societății ruse cu privire la războiul din Ucraina în viziunea acestei societăți care se opune, nu trebuie să aibă loc niciodată. Pentru că, deopotrivă, cele două state au avut un trecut comun cu foarte multe lucruri care lega. Multe familii care au familie rusească. Vorbind de lucrurile care ne leagă, trebuie să luăm o pauză publicitară. Scandal de spionaj la Chișinău, domnule Dorin Popescu. Pe 31 iulie sunt perchiziții în Parlamentul Republicii Moldova, sunt reținute două persoane acuzate de spionaj, iar o zi mai târziu, pe 1 august, un diplomat al Federației Ruse este expulzat de la Chișinău. Ce se întâmplă în țara vecină și cum arată relațiile între Chișinău și Moscova? 1. Începe cu adevărat faza aceea complicată, dureroasă, publică a competiției electorale. Autoritățile din Republica Moldova se hotărăsc ca măcar în această fază să denunțe câte ceva din putregaiul sulfuros pe care Federația Rusă îl creează în Republica Moldova. Influența Federației Ruse în Republica Moldova continuă să fie devastatoare, continuă să fie covârșitoare. Ea se manifestă prin agenți de influență, prin așa numiții idioți utili, prin sentimentele nostalgice ale seniorilor Republicii Moldova,
prin circulația frecventă a sacoșelor cu ruble, prin șantajul energetic, șantajul economic, etc., și printr-o pasivitate a celorlalți, în contextul unor permanente coliziuni între rolurile de vedete ale celor care conduc forțele europene din Republica Moldova și înțeleg prin forțe, sau includ în forțele europene și forțele politice și civice unioniste, și trebuie să o spunem lămurit, și incapacitatea Uniunii Europene, prioritar a României, de a exprima acolo, de a susține, de a exprima, de a promova, de a crea premisele pentru ca acest vector să învingă, vectorul european, vectorul de integrare europeană a Republicii Moldova. Încă o dată, pentru mine acest scandal este extrem de probabil, cu siguranță el este documentat în sfârșit de serviciile speciale din Republica Moldova, urmarea unor activități specifice, operative, dar este pentru mine un vârf al icebergului, da? Care exprimă fie și episodic, fie și punctual, influența enormă a Federației Ruse în Republica Moldova. Ne trebuie în continuare un efort mult mai convingător, mult mai credibil, mult mai coerent, mult mai cinstit, mult mai curajos al nostru, al tuturor, și înțeleg prin noi forțele pro-europene din Republica Moldova, actuala administrație, viitoarea administrație pro-europeană, forțele politice din România, România ca stat, Uniunea Europeană, da, ca structură. Ne trebuie un efort mult mai coerent, mult mai credibil, mult mai curajos pentru a destructura influența nocivă rusească asupra Republicii Moldova, influența care creează premizele unei posibile victorii pe termen mediu, cel puțin, a Federației Ruse în războiul hibrid declanșat împotriva acestea. Am notat această simptomă a domnului Dorin Popescu, putegresul sulfuros. Cum se manifestă acest război hibrid, practic, al Rusiei la Chișinău, Ștefan Popescu, și ce ar trebui să facă România în sine? Cred că după ce din 1812 și până în 91 au fost într-un imperiu, doar 22 de ani în România, 18 ani, da, 18-40, da, 22 de ani, este clar că Rusia are oameni acolo. Plus că o mare parte din această perioadă de tranziție post-sovietică, Republica Moldova a evoluat, să spunem, a avut regimuri promoscovite, mult mai apropiate de Moscova decât de România. Și eu împărtășesc cele spuse de Dorin Popescu. Cred că trebuie, din partea Uniunii Europene, a NATO, să facă un efort mult mai substanțial, inclusiv economic, pentru că trebuie să atacăm cauzele de fond. Și avem și o veste totuși bună. Faptul că Federația Rusă, cred, nu mai are capacitatea să ocupe Odessa, deci să ajungă la Odessa, și cred că Ucraina, chiar în cel mai negru scenariu, va rămâne stăpână, adică la gurile Dunării și la Odessa, iar acesta este cel mai important lucru, adică Moldova poate avea o perspectivă europeană. În ce privește Ucraina, sunt ceva mai rezervat, dar Moldova, cred că, în ciuda faptului că Federația Rusă, într-adevăr, își păstrează influența, deci chiar într-o, sunt absolut de acord, niciodată n-a stat mai rău Federația Rusă în raport cu Republica Moldova. Adică, da, vedeți foarte bine, în decembrie și tranzitul de gaz se va opri, și cu toate astea rămâne o prezență notabilă, are oameni în continuare la Chișinău și influență. O parte din populație este conectată la mass media rusă, da, și la canalele rusești. Mare parte a populației. Și doar 30 de secunde, pentru că și Federația Rusă este conștientă că îi lipsesc pe termen scurt îi lipsesc resursele pentru o ocupație teritorială de fapt a Republicii Moldova prin flancul de sud al Ucrainei. Pe termen scurt, reiterez, nu putem ști ce, sigur, nu putem cum anume ști, se vor. Ei bine, pentru că este conștientă că îi lipsesc resursele,
încearcă să activeze și să-și maximalizeze scenariul de rezervă, acel al vasalizării politice a Republicii Moldova. Scenariul pe care l-a avut din totdeauna în ecuația strategică în vedere, inclusiv în ultimii 30 de ani. Deci dacă nu poate realiza o ocupare de facto, da, teritorială a Republicii Moldova, iată că cu ajutorul acestei rețele nepermis de influente, încearcă din nou același joc de vasalizare politică a Republicii Moldova, ci strict tot sensul, un element în planul de vasalizare îl reprezintă boicotarea celor două procese de pe 20 octombrie, respectiv boicotarea, împiedicarea realegerii doamnei Maia Sandu ca președinte al Republicii Moldova și boicotarea desfășurării referendumului privind modificarea Constituției, astfel încât să permite instrumentele necesare. Ați văzut foarte bine acea familie de argentinieni în ghilimele, da, care a fost arestată în Slovenia. Păi dacă în Argentina, adică încă folosesc America Latină, sigur, da, e poarta spre Statele, da, Unite, sigur, ale Americii și ca copiii au aflat abia în avion că sunt ruși, dar într-un spațiu de proximitate, sigur, pe care l-au dominat. De limbă rusă, da, de limbă rusă, apropo, adică, și de cultură rusă. Și de mental. Nu trebuie să intrăm în intimitățile sau să avem acces la vreo arhivă a unui serviciu pentru a intui cât de mare intui. Este, da, da. Da, te rog, Enachetu, și a punctul tău de vedere privind situația din Republica Moldova. Eu sunt de aceeași părere ca și Ștefan și Dorina. Dorina instrumentalizează pentru că este fost diplomat și știe mai bine lucrurile, cunoaște bine situația de acolo. Eu, Republica Moldova, am fost de vreo 6-7 ori. Am stat câte o săptămână pentru că mergeam să înscriem studenții pentru România cu colegii de la Ministerul Educației și cu alți colegi din universitățile românești. Și am putut să văd și la Bălți cum stau lucrurile, care este de fapt o zonă rusească, peste tot, e paradoxal, scrie românește și se vorbește rusește, auzi, peste tot. La Chișinău e foarte bine, pentru că acolo se vede clar că spiritul cel mai bine conturat și legătura cu Europa și cultura europeană se regăsește la Chișinău, pentru că el reunește toate elitele și tot ce înseamnă efort modernizator și europenizant, ca să spunem așa. Și după aceea la Cahul, bine, mergeam și cu multe alte comunități. Însă, eu sunt de acord cu ce spuneai mai devreme, Ștefan, că în decursul celor 210 ani, bine, hai să scădem 30 de ani, să spunem 180 de ani, doar 22 de ani de influență minimă românească, pentru că n-a fost timp, n-a existat timp. Trebuie să nu uităm că după 1918 elitele românești au trebuit să includă 5 provincii. Și cea mai importantă, miza a căzut pe Transilvania, da, care era de fapt clar o prioritate. Și dacă mă întreb pe mine, acum o să mă critice multă lume, liderii de atunci erau conștienți că Basarabia, cum se numea, sau Republica Moldova, cum vrei astăzi, nu va rămâne în componența României. Scuze-mă puțin, planurile de apărare ale armatei române erau făcute pe Focșană, Mălasa, Galas. Da, ce mesaj dai tu Rusiei sovietice, da, când tu n-ai planurile apropo, de apărare pe Nistru? Apropo de spion, că spunea de spion, ei aveau planurile pentru că spionaje peste tot. Acum, de fapt, a fost și în trecut și acum, în trecut mai vizibil, acum mai discret, spionajul este, sau rețelele de spionaj, reprezintă instrumente ale statelor prin care se demonstrează deranjul, anumite orgolii, anumite animozități, anumite susceptibilități ale statelor cu privire la alte state. Bun, și ce faci? Spui, păi am un scandal spionaj, am prins pe doi tipi despre care tu știi că sunt acolo, despre care rețele știi foarte bine că activează pe teritoriul statului tău, cum toate statele știu. Bun, între ele, domnilor, rețele, da? Vorbind despre situația din Republica Moldova, Dorin Popescu, ce se întâmplă cu partidul lui Ilan Șor, acolo unde vedem că există o decizie de a bloca conturile celor apropiați liderului politic fugar din Republica Moldova? În momentul de față, acest partid și-a creat fundamentul unui bloc politic care este cauționat în mod direct și explicit de Federația Rusă. Da, 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 da. Congresul de constituire a blocului Pabieda, Victoria, a avut loc la Moscova. În urmă cu două zile, acest bloc politic și-a promovat un candidat la alegerile prezidențiale. Acest candidat, Vasile Bolia, vorbește în momentul de față de faptul că nu ne așteaptă nimeni în Europa. Directivele europene transformă țara noastră într-o provincie, într-o colonie. Ne-a fost mai bine când eram partea unei țări mari și, atenție, sub nicio formă nu face trimitere la România, ci la URSS. Ar putea fi credibil scenariul că URSS nu mai poate fi reinventat. Dar Republica Moldova are nevoie de o uniune suprastatală similară condusă de Federația Rusă și propune obținerea statutului de membru în comunitatea economică euroasiatică și în BRICS.
Deci, iată, nu vă supărați, iată, la vedere, cum agentura rusească, aceea despre care știm că a circulat acele sacoșe cu ruble către Partidul Socialiștilor. Avem probe video în spațiu public, indubitabile, cu privire, la, de exemplu, la statutul de agent de influență al Federației Ruse, pe care președintele în funcție atunci al Republicii Moldova, Igor Dodon, îl exercita, iată, primea, media activități ale Federației Ruse pe care le cauționa, cu funcția sa de președinte al Republicii Moldova, vă aduceți aminte toate acele filmulețe video. Deci, iată ce avem. Avem candidați explicit proruși, care în mod explicit, direct, se adresează nostalgicilor, seniori, în marea lor majoritate din Republica Moldova, și în situația în care Republica Moldova nu a atins punctul de irreversibilitate a opțiunii sale europene, și este departe de a tatona măcar un proces de integrare euroatlantică, în aceste condiții, Rusia se exprimă nesofisticat, brutal, complicat, sofisticat, cu un set de presiune și de influență, astfel încât Republica Moldova să nu atingă acel punct de irreversibilitate a opțiunii sale europene. Și aici mai am de făcut o singură nuanță de 30 de secunde. Eu cred că în România, la nivelul autorităților publice centrale din România, la nivelul clasei noastre politice, la nivelul elitei și în mediile intelectuale, trebuie să conștientizăm și să promovăm mai bine teza, conceptul potrivit căruia securitatea Republicii Moldova este parte a securității naționale a României. Trebuie să privim Republica Moldova din perspectivă și din perspectiva politicilor noastre interne. Nu cred că există amenințare mai mare pentru România, cu excepția acelei cu privire la destrămarea teritorială, nu cred că există amenințare mai mare pentru România decât cea care va atinge prima oară, venind din Est, Republica Moldova, românii din Republica Moldova și spațiul nostru privilegiat care dă respirație paradigmatică politicii noastre externe. Și mai de adăugat, din nefericire pentru elitele de acolo, nu au instrumente cu care să se apere, pe lângă ce spunea Dorin, că România e obligată și cred că va face mult în sensul acesta. Din nefericire, timpul nostru s-a încheiat. Ucraina o va apăra. Vă mulțumesc, urmăriți Media, rămâneți alături de B1 TV. Ucraina.